oameni de online de la noi din regiune și ca să vă prezinte, că aproape vreau să-i ofer cuvântul, profesoară de literatură română, doamne Larisa Rogovici. Vă spun eu un bun sosit la noi în școală și nu vă putem numi oaspeți decât prieteni. Deci, la întâlnirea noastră de astăzi, vom începe de la o margine, domnul Vasile Tărțeanu, originar din Bucovina, român în suflet și în cuget. Președintele Societății Iodos Ticu Muzache din Cernăuți, membru al Centrului din Cernăuți, membru de onoare al Academiei Române, o personalitate care a fost moderator, se pare, privim internetul, la toate lansările de carte care au fost în regiunea noastră. Numai la centru, la celălalt, au fost în alte părți, Zegrea. Așa. Ilie Tudor Zegrea, publicist, traducător, din regiunea noastră, Dați voi să completez Ucraina, din Republica Moldova și din România și președintele Societății Scriitorilor de regiunea noastră. Bine, Cernăuți. Ilie Tudor Zegrea este o personalitate aproape satului Costiceni, fiindcă a fost unul din mari organizatori și inițiatori ai ideii de a instala pe clădirea școlii bazorelieful lui Ion Batamanu. A fost un prieten mai mult decât o prietenie a poetului, regretatului și eternului Ion Batamanu și când s-a instalat placa, voi erați foarte mici atunci, domnul Ilie Tudor Zegrea a avut emoții până la lacrimi. Nu s-a sosit la noi în școală. La mulțumire de comemorare al poetului Ion Batamanu, nu o singură dată, repetată rânduri, a fost publicistul, prozatorul, începător, crainicul, redactorul, șef al Zorilor Bucovinii, poetul, istoricul, criticul Dumitru Covalciuc. Domnul Dumitru Covalciuc este redactor șef la o publicație foarte serioasă care apare acum de 25 de ani, Țara Afacerilor. Apare la Târgu Mureș, are undeva către 400-500 de pagini, fiecare număr. 700. 700. 7000 lei. Nu, pagini, nu, număr. Dumitru Covalciuc parse în mai 2015 lucrarea Eudoxiu Cudmuzachi, om providențial din Bucovina. Mi se pare că a fost lansarea cărții. Datorită lui Eudoxiu Cudmuzachi, probabil că suntem noi astăzi, vorbim această limbă și dacă nu era Eudoxiu Cudmuzachi, poate că alții ar fi trăit aici, poate altă limbă sau poate nu ne-am fi născut aici. Mi-amintesc Dumitru Covalciuc pentru o relatare la o întâlnire cu cititorii noștri tine, spunea că are predilecția parte pentru opera lui Ion Batamanu, fiindcă mi-a rămas de atunci în memorie Ion Batamanu, nu numai pe lângă ocupația care o avea de pedagog, de scriitor, mai și organiza, domnule Dumitru Covalciuc, consultații pe gratis pentru absolvenții care doreau să meargă la studii în Moldova. Bun sosit la noi! Știm intențiile dumneavoastră, știm zbaterile dumneavoastră pentru cultură, civilizație, limbă, identitate, unicitate limbii române. Știu că se duce o discuție în privința aceasta până la Rada Supremă de a fi aceeași limbă denumită oficial de limba națională și în Odessa, și în Cernăuți, și în Moldova. Și vă oferim cu drag cuvântul. Mulțumesc! Mulțumesc, doamne profesoare și dragi
elevi, dragii noștri. De fiecare dată, și eu și colegii mei venim cu deosebite emoții în acest sat. Satul dumneavoastră. Că nu oricare sat din Bucovina are această posibilitate și această fericită ocazie de a se mândri cu un asemenea om cum a fost vorba ta mamă, în Sătean Augustul. Cel care a adus glorie satul dumneavoastră și a adus-o departe de hotarele în jurul noastre, nu numai în Republica Moldova, la Chișinău, acolo unde el a locuit, ci și în România și cu mult mai departe. Ioan Catermanul, pe care s-a dus atât de plină din interventurile noastre, el putea să trăiască și astăzi, dacă nu suferea de prea multă inimă, dacă nu punea atâta suflet în tot ce făcea el. El s-a inclus în primele rânduri, în anii 90 și până în anii 90, pentru în lupta pentru limba română, pentru adevărata denumire a limbii noastre pe care noi o vorbeam. Căci până atunci ne spuneam limba moldovenească. De când numele adevărat al limbii noastre este limba română. Și faptul acesta a fost consimțit acum, 2 ani în urmă, și de către Instanța Supremă Judiciară a Republicii Moldova, care a declarat că limba de stat Republica Moldova este limba română, nu limba adevărată și nu limba moldovenească. Deși ele sunt una, dar noi nu putem împărți denumirea limbii după denumirea localităților. Că atunci ajungem la un moment așa, cum să spunem așa, limba păci căuțeane, limba costăciană, limba mămărijană sau altfel. Nici bucovâneane, deci este o singură limbă care măcar nici nu are dialecte, cum este limba noastră. Și cea care e Moldova, îi spune pe teritoriu, i s-a spus, nu greșit la urma urmei, moldovenească. Dar noi să numim limba arteleană, limba vănețeană, limba marmureșană și altele. Deși fiecare are specificul ei, are culoarea ei, frumusețea ei, dar e una și indivizibilă, limba română, care este una dintre cele mai frumoase limbi și mai bogate de pe acest pământ. Mândriți-vă și bucurați-vă că sunteți copiii acestei limbi, că faceți așa, procedați cum au procedat bunicii dumneavoastră și părinții dumneavoastră. Ai s-au născut în această limbă, au trăit în ea și la urmă urmei când au plecat din această lume, tot în această limbă, preotul la biserică i-a cântat pe ultimul drum, Doamne iartă și Doamne iubește. E venirea noastră aici nu e întâmplătoare în satul dumneavoastră și în celelalte sate. Pentru că limba noastră acum se află la strâmtoare. Se duce are de funcționare ei și e un mare păcat. Unii dintre părinții voștri, dintre părinții altor copii din alte sate, cred că dacă noi o renunțăm la limba noastră maternă, dintr-o dată, și trecem la altă limbă, fie ea și de stat, dintr-o dată vom ajunge miniștri. Nu, dragii mei. Poate ajunge cel, dacă e vorba să mergem pe cale adevărată, cel care are cunoștințe profunde, care învăță bine la școală, se comportă bine, are realizări în munca sa, doar acela. Ce drept? Mai ajung și oamenii și proști la putere. Dar așa nu ajung pe calitățile lor, ci prin faptul că, prin fel de fel, prin corupție, prin hoție și prin mită. Dar aceste lipsuri, aceste defecte, aceste metecne ale societății în care noi trăim, sperăm că vor fi stârpite. Și va iubi de fiecare dată dreptatea, adevărul, omul care e deștept, omul care cunoaște cât mai mult. Și noi vă dorim și sperăm că voi, odată ce acest sat a dat un om ca Ion Vatamanu, și voi veți fi urmașii lui cei demni și adevărați și buni români, precum suntem cu toții.
Deci mama e nostru Eminescu, Eminescu e al nostru, nu? Sau nu? E al nostru. Și oricum se Eminescu. La un moment dat, când îmi făceau, Eminescu și ucrainean, și armean, și polonez, și alte, a spus, suntem români și punctul. Asta este răspunsul lui Eminescu la toate insinuările și la toate încercările de a-l atrage și a-i da o altă etnie. El cred că știa cine este Eminescu. Și a spus-o sus și clar. Sunt român și punctul. Așa și noi trebuie să ne spunem tuturor care încearcă să ne includă în alte etnie. Desigur, am venit doar la Consei, profesor emerit din Ucraina, profesor emerit din Ucraina, profesor de istorie, care cunoaște de asemenea, ca și Dumitru Covaciu, care și el e un mare istoric al simplului nostru, și o să vă convingeți îndată, că nu o să iei cuvântul. Deci, răspunsul nostru trebuie să fie unul. Întotdeauna același. Suntem români și punctul. Avem o limbă frumoasă, numele care este limba română, și noi vrem să studiem în limba mamei. Deci atunci voi când v-a născut, ce ați auzit prima dată? Mă mică acum v-a spus vouă. Draga mamei, puiul tatei sau puiul mamei, îți crești mari, îți cu minte, asculti, spune, vrei ce vrei, apă, vrei lapte, vrei, simți foame, unde te doare, ce te doare. Așa? N-am vorbit în altă limbă cu noi. A vorbit, și acum am vorbit și mama ei, bunica voastră, cu dânsa. Atunci de ce noi ne-am înstrăinat de limba noastră, dar înstrăinându-ne noi pierdem legătura cu pământul și legătura cu Dumnezeu. Și atunci, chiar în Sfânta Biblie scrie că fiecare neam cu limba lui. Noi avem limba noastră frumoasă. Fiindcă cetățenii Ucrainei, noi trebuie să învățăm și să cunoaștem și limba ucraineană. Pentru că așa e normal. Fiind cetățenii unui stat, trebuie să cunoaștem limba, să o posedăm bine. Dar această limbă poate fi însușită foarte bine. Cine vrea să învețe, cine vrea să ajungă un om civilizat, în altă cultură și să ocupe în societate o anumită treaptă ierarhică, acela învață. Cel care nu e pentru carte și nu leagă cartea de carte, poate să învețe de dimineață până seara și tot să învață. Nu le interesează cartea, nu le interesează știința de carte. De aceea, eu cred că la obiectul de limba ucraineană, acolo trebuie voi să depuneți toată silința ca să însușiți în timpul acestui lecție limba ucraineană. Și nu e nevoie ca și celelalte obiecte să fie studiate în limba ucraineană. Pentru că cel mai ușor înveți un obiect, o materie oricare, dar atunci când o înveți în limba ta, matematica, fizica, geografia, istoria, mai bine înțelegi că nu pierzi timpul ca să înțelegi cuvântul din altă limbă. Nu mai pierzi energia ta. Tu știi toate cuvintele acelea. Nu știu eu o teoremă, nu știu, dar așa înveți mai ușor. Adică să înveți și limba în timpul obiectului celuia. Și de ce voi vă pierdeți atunci energia și nu se cunoașteți în profuzime în materie. Asta am pus să vă spun, asta e o părerea mea personală, dar nu e cazul să pierdem limba. Că fiindcă astăzi pierdem o clasă, mâine alta, apoi mâine alta, când pierdem o generație și se întâmplă așa cum s-a întâmplat, iată două sate. Vă dau un exemplu, nu este cum a venit domnul Nichitoșevic, astăzi i-au venit niște rude de Moldova, dar i-au venit din Boloca. Un sat mare, frumos, bogat și alături tot este un sat mare, frumos și nu e atât de bogat ca Boloca, dar tot un sat foarte mare. Molodia. Mai mare ca Boloca. Chiar mai mare ca Boloca. Molodia. În Boloca, școala tot timpul a fost școală cu predarea obiectelor în limba moldovenească, pe atunci, dar în română, cea unde a adevărat. La Molodia, imediat după ce au venit rușii la noi regiuni și ne-au eliberat, nu știu de ce, școala a fost transformată în școală ucraineană. Și iată în perioada aceasta de putere sovietică până la 90. Și acum aceeași situație. Din Boian, de asta de Boloca, au terminat undeva cu studii superioare, vreo 600-700 de absolvenți a instituțiilor superioare de învățământ, care au absolvit și la Chișinău, și în România, și aici.
Fiindcă, având cunoștințe profunde, el vedește la urmă omului, îi explică la universitate când se dă examenii. Și se observă întotdeauna. Cunoaște omul materia, cunoaște răspunsul la întrebarea din vedeți sau nu. În timp ce în monodia au avut până la 100. Acolo unde 700-800, aici 100. Din Volok au ajuns artiști, miliții, artiștii poporului, în Republica Moldova, pe 3-4. Și muzicieni mari și denumiți. Acolo au rămas, pentru că ei n-au știut bine nici o limbă, nici alta. Nici ucraineană n-au învățat-o, fiindcă ei la lecție învățau în limba ucraineană, la pauză vorbeau în limba română, în sat, în limba română, la biserică, în limba română, și în capul lor tot erau tarmi și mandiși. Iată, dragi copii, de ce e bine să înveți foarte bine într-o limbă, și să însușești și altă limbă. Acum îi trebuie și engleza sau franceza și studiată vreo, nu știu, germană, pentru că nu, că nici într-una din școlile noastre învățați o limbă străină mai decât, pentru că întreb dacă dă Domnul să ajungem în Europa, să ajungă această țară, dar nu știu. Iată, asta am să vă spun, dar cunoștințele profunde le puteți obține numai în limba maternă. Cu aceasta, iată, eu am ceea ce am vrut să vă spun, și vă citi un poem pe care l-am dedicat lui Ioana, a scris un poem, știți voi foarte bine, Macer la Bucovina, apoi știți cuvintele limbi române, altă poezie de-a lui foarte bună. Are poemul Basmaua despre tragedia neamului nostru care a fost pus în severe și multe alte. Eu am scris această poezie atunci când, cu părere de rău, eram cu domnul Zeghe, eram foarte bun prieten cu dânsul. Mă bucur că am reușit, fiind atunci deputat în Consiliul Regional, să fac toate documentele, să-l trimit la Chiev și să insist ca această instituție pe care lucrați la directoare să facă numele lui Ion Batamanu, punct de vedere juridic. Și atunci, la moartea lui, îmi scris acest poem pe care citesc, cu un motor din trânsul. Eu o frunză, tu o frunză, două frunze, știi ce fac? Un copac! Bravo, omule! Înseamnă că la limba română studiază, studiați bine și bine că îi învățați poezia lui, pentru că e un poet foarte mare. Frunza ta, bade Ioane, uite cum s-a scuturat, fără a intra în toamnă, verde, vai, s-a scuturat. Și a plutit așa prin aer, fără viață, lin, prea lin, ca din urma ei un codru s-a zbătut într-un suspin. Frunza mea, bade Ioane, se mai ține, vai de ram, va intra sau nu în toamnă, știre despre aceasta n-am. Și apoi la ce bun să aflu cât mi-o zbat așa în vânt, important că peste mine va fi românesc pământ. Și că acolo, sub țărâne, voi simți mereu lumina ce-a lăsat-o moștenire, tu, etern, la Bucovina. Vă mulțumesc! Și să conducea doamnelor Risa, avem o asociație științifică, așa știți, da, în școală, și profesori de limbă română mai profund au cercetat, au analizat viața domnului și activitatea și a fost chiar scris anul trecut o lucrare științifică care a ocupat locul întâi în raion și locul doi în regiune. Foarte bine, felicitări din partea noastră. Și uite că la primai, în fiecare an, uite să faci să legi ziua Ion Batamanu. E de dată rotundă sau nu, dar e... Asta e Paștele, nu se poate. Și asta, oricum și la Paște, tot mai mult dublează sărbătoare, mai decât vom face. Această lucrare a fost prezentată și la lucrările practice, dacă putem spune așa, a tuturor celor care scutători de la cursurile de literatură română, la anul școală s-au trecut în ianuarie. Da, în ianuarie. Tot am rămas trapați. Vă mulțumim frumos și vă felicităm pentru că aveți
asemenea personalități în satul dumneavoastră. Bună ziua, dragi profesori, dragi copii. Mi-am adus aminte de, vorbindu-se despre limbă, mi-am adus aminte într-o carte a unui scriitor și filozof român de astăzi, Andrei Preșu. Cartea este intitulată Limba presării. Deci, cartea începe cu următorul episod din istoria omenirii. Un rege al Prusiei, mi-a sărit numele acestui rege, a hotărât la un moment dat să afle care a fost limba, prima limbă care a apărut pe pământ, înainte ca Dumnezeu să încurce toate limbile la Babilon. Când au vrut să construiască Babilonul, să urce la cer, să-L vadă pe Dumnezeu. Și Dumnezeu a încurcat limbile și constructorii nu se mai înțelegeau între ei. Deci acest rege al Prusiei a hotărât să afle el care a fost limba primară, pe pământ, prima dată în ce limbă s-a vorbit. Și ce a făcut? A luat doi copii mici, i-a pus într-o casă, într-un castel. Ei nu comunicau cu nimeni. Lor nu se aducea mâncare. Cei care aduceau mâncare, care aveau grijă de ei, nu scoteau niciun cuvânt. Fiindcă regele a spus, nimeni nu vorbește, să vedem în ce timp o să vorbească acești copii. Copiii au crescut mari, au ajuns mari și, la un moment dat, au murit. Care a fost? Medicii au stabilit că nu erau nici cu inima, nici cu stomacul, nici cu nimic, n-au avut. Care a fost cauza? Cauza a fost că le-a lipsit limba. Deci limba nu este numai mijloc de comunicare, cum li se spunea tot timpul ideologia marxist-leninistă, spunea că limba este mijloc de comunicare între oameni și așa mai departe. Limba face parte din ființa noastră, astfel cum e sângele, cum e, eu știu, aerul pe care respirăm, în plămâi ajunge și mai departe. Deci limba nu poate fi eliminată din om, din ființa noastră. Un savant, un filozof german, contemporan cu noi, Martin Heidegger, a spus că ființa se află la adăpostul limbii. Adică, noi, ființa noastră, este apărată de limbă. Mai departe, în Biblie, ce scrie la început? A fost cuvântul. Și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Deci, iată, limba este esența, limba este Dumnezeu și nu cred că există mai mare păcat să te dezici de limbă, fiindcă te dezici de Dumnezeu. Limba maternă este albia în care noi ne-am născut. Limba maternă, iar pentru noi limba maternă este limba română, este prima picătură de lapte matern pe care am înghițit-o noi, când ne-am născut. Odată cu laptele matern, noi am luat, am absorbit în noi și limba. De ce se spune limba maternă? Limba mamei. Și astăzi, când unii se dezic de limba maternă, ei fac un mare păcat, păcătuiesc. Și Dumnezeu ne va pedepsi pe toți. Fiindcă noi ne-am născut în limba română. Și în Biblie se spune că la început a fost cuvântul.
putea vorbi ori în șir despre importanța limbii. Eu nu înțeleg astăzi de ce unii părinți se dezic atât de ușor de limba lor maternă, de limba lor. Noi toți și profesorii dumneavoastră au învățat în limba română sau mai înainte limba, noi am învățat în limba moldovenească, dar era aceeași limbă, limba noastră maternă era. Și toate obiectele în școală, fie că era matematică, fizică, astronomie, nu știu ce, toate obiectele din școală, noi le-am studiat în limba noastră maternă. Și slavă lui Dumnezeu, am absolvit și instituții de învățământ superior. Noi, aici la Cernăuță, am absolvit, unde profesorul universitar, deci numai limba și literatura română. Am studiat-o în limba română, la catedra, la universitate. Restul obiecte în limba rusă și în limba ucraineană. Am ajutat Dumnezeu și am absolvit universitatea. Astăzi nu știu nici ce să spune, bă, dacă nu înveți din clasa a treia în limba ucraineană, n-ai niciun viitor. N-are viitor cel care spune așa ceva. Viitorul ne-l facem noi. Și viitorul ne-l facem noi în limba în care ne-a născut Dumnezeu. Nu se poate să mergi împotriva lui Dumnezeu. Asta e împotriva lui Dumnezeu, când pornești împotriva limbii materne. Nu se poate. Și nu ne obligă nimeni să facem. Eu vreau să văd. Și le-am spus, am fost în administrație cu domnul Tărățanu și alți profesori. Și am fost la administrație la doamna... Aliciu, da. Dar și mai înainte am fost când era Bauer și am intrat la Bauer, nu, dar ce a spus, domnule, arată legea Ucrainii, eu am Constituția, care e legea supremă. Și unde scrie că fiecare popor, fiecare cetățean are dreptul la limba lui maternă. Arată legea în baza căreia dumneavoastră interziceți să învețe copiii în limba română. N-are. Păi nu, că, dar nu, că n-avem legi. Dacă, cum spun ei, că e... La propunere, Batchie. Propunere, că eu propun, recomandația. Zic, păi eu nu trăiesc după recomandări. Eu trăiesc după legii. Iată Constituția, iată altă lege, iată altă lege. Recomandări și eu pot să fac ție recomandări și să ai pijamă în far la etajul 3. Îți recomand. Să ai? Nu. Te uiți la mine ca la un nebun. Cum poți să fac? Dar cum să mă uit eu la tine când tu recomanzi nu știu ce? Doamna Paliciu a spus că nu obligăm pe nimeni. Atunci eu nu înțeleg de ce se întâmplă așa. Ce vrem unii să fie mai catolici decât Papa? Nu o să reușim. Noi trebuie să fim noi. Ne-am născut în limba română, trăim în limba română și, pe ultimul drum, preotul tot în limba română. O paurel. Da. O pasă, da, din cu cealaltă. Eu vreau să vă citesc un poem genial. Un poem genial. Cuvintele limbii materne. Eu am stăteam în vostru, Ion Bataman. Dumnezeu să-l odihnească. Și toate demne și stăpâne și sporuncite așa de mama și sună când le bață rama și toate demne și stăpâne și au atât cât are o limbă, aș spune dorul și destinul și îmbărbătează ca și vinul și au atât cât are o limbă și toate vii, iar viața lor se luptă, se înfrunte moartea și-și compun din viață cartea și toate vii și viața lor
Iar tu le cruță, iar tu le curăță și drepte le spune în față orice și cui. Să te înțeleg și eu ce spui, iar tu le curăță și drepte, le spune azi, le spune mâine, cu inima ce bate în tine, cu zări mai noi și mai senine, le spune azi, le spune mâine, că cel de acolo, din vecie, cu neodihnă să te întreb, ce face el frumosul verb? Ce face el străbun cuvântul? Și cum e viața și pământul? Că cel de acolo, din vecie, mai am a spune și a scrie. E un poem genial! Un poem care eu îl pun alături de cele mai bune versuri ale lui Eminescu, de cele mai bune versuri ale lui Grigore Vieru, de cele mai bune versuri ale lui Ioan Alexandru, Adrian Păunescu și alți poeți, mari poeți ai neamului nostru, din toate timpurile. Ion Vatamanu a avut demnitate. Nu s-a plecat în fața nimănui. El ieșea la toate meeting-urile, spunea unire moldoveni atunci, pentru să unească toți în jurul timpului. Nu am timp, dar aici, aici, în această carte, ca această cărticică, vedeți, mică, dar... Aici se încheie cu unire moldoveni. Deșteaptă-te, popor, treziți-vă, să te... Extraordinar! Prima dată eu lucram la radio și când am auzit la Chișinău, știți, așa, furnici trecut prin mine. L-am amers la radio, am făcut o copie și îl puneam în, în emisiunile noastre la radio regional. Acum, din păcate, nu se mai aud emisiunile în limba română, am ajuns până acolo că nu mai avem emisiuni, nu mai avem nimic, nu știu ce o să mai avem. Să știți un lucru, că orice dușman, fie el cât de mare și cât de tare, el începe să te stimeze atunci când nu te treci în fața lui. Eu am trecut lucrând la radio. Domnul Tărățanu a fost martor odată la o discuție mea cu directorul general. Și el s-a speriat, a intrat la, la directorul general și zice, băi, iartă că nu știi zecă și face. Și îmi spune că n-am ieșit de acolo, știi că... Deci mie, el mâine de afară. Deci, de mâine, ăsta o să mă respecte. Ne-am întrebat peste două zile și el spune, nu-i caracterul tibia. La care eu îi spun, eu v-ați de sahăr. Și s-a terminat discuția, gata. El a văzut că, domne, nu treci peste mine. Nu scârbă preșul tău să șterg de la ta picioare. Fii directul general. Numai unul Dumnezeu e mai mare peste noi. Restul toți sunt trecători. Uitați-vă, el, iar să-l când era prim-ministru, azi acum o să dea cu Dumnezeu la găini. Un călugăr tânăr la o mănăstire. S-a dus la starețul mănăstirii și a început să-l întrebe, deci, băi, ce cu chestiile astea, uite, cu lumea, cu bogăție, ce e acolo, uite, cu bogăție, de ce? Noi nu avem bogăție, noi nu așa. Starețul lui ea se duce la geam, zice, ce vezi pe geam afară? Păi zice, ce se văd? Iată, călugării noștri lucrează, unul prășește, altul cosește, altul îngrijește un pom, acolo nu știu ce. Îl duce la oglindă. Ce vezi în oglindă? Că mă văd pe mine. Păi uite, sticlă pe la geam, sticlă și la oglindă. Dar în oglindă, când dincolo a pus argintul, te vezi numai pe tine. Nu mai vezi pe nimeni pe altul. Nu vezi lumea. Iată ce unii duce bogăția, că numai acolo tu îți în buzunarul tău și la avere și strângi și strângi și strângi. Nu ți ajută nimic. Când te duci tot cu patru scânduri, deci nu e nimic. Dar, în schimb, trebuie să te gândești la să ai demnitate, să respecti aproapele tău,
Să respecti lui Ion Vataman. Dar se aude cântec scurt de coasă, iarba visează și s-ar vrea iubită de rouă sau de lacrima evită sub geama ta când ești plecat de acasă. De o săptămână plouă ca prin sită, aripi de păsări norii îi îndeasă, peștii confundă, nu ferii coplasă, dormind sub mal ca pe un cin săplită. Munții de sus în clopote de tună, comete lungi își sfâșie veșmântul, iar pleoapa nopții sângere pe o strună. Vântul-și preia pe un pis guvernământul și până ea prietenii se adună, cu o crizantemă îmi rostesc cuvântul. Ion Vataman a iubit nespus de mult Baștena, a iubit nespus de mult acest sat, a iubit nespus de mult, eu știu, grădina, pomul, are o ca poezii despre Costigeni, fantastici de frumoase. Într-un volum, Dimineața Mărului, extraordinar. A fost un om pe care voi trebuie să-l aveți exemplu. Tot timpul exemplu și să-l aveți aici, la inimă. Dumnezeu, credința, mama, părinții și limba care este adusă la un nivel înalt de dezvoltare prin scriitori și prin Ion Vataman. Deci eu vă doresc sănătate, să fiți ascultători, să ascultați de părinți, fiindcă cei care vă iubesc cel mai mult sunt părinții, să știți. Voi înțelegeți lucrul ăsta abia atunci când ajungeți și voi părinți. Uitați cât este frumos pruncii când îi țin în braț. Extraordinar de frumos. Sunteți frumoși voi, sunt frumoase doamne profesoare, sunt frumoase bunicuțele și străbunicile. Fiecare vârstă are frumusețe. Nu trebuie să ne temem pe aceea. Dar trebuie să fim oameni. În primul rând să fim oameni. Și spuneți-le acelor vecini, prietenii voștri, care se uită așa, ca, dar și cum e treaba asta, limba română, bă, nu, nu face nimic cu limba română. Spuneți-mi că greșesc amarnic. Greșesc amarnic. Noi suntem puternici prin limba, prin limba noastră română. Mulțumesc! Sunt ca să vă păstrați această demnitate, coloane vertebrale, și iată că noi n-am dat dovadă de aceste calități extraordinare, este și faptul că noi, în anii 90, atunci când Ucraina a devenit independentă și suverană, aveam 86-87, pe urmă am deschis câteva școli noi și de atunci începem și să dăm înapoi pentru faptul că părinții s-au lăsat în dușe de eroare de unii politicieni și acum avem numai 63 de școli cu predarea obiectelor de limba română. Uitați-vă, de la 91-92 la 63. Dar continuăm așa, mâine, poi mâine, rămâne fără nicio școală. Ori vor ajunge directorul de școală, cum e în statul Ostrița, pus un directorul de școală ucrainean, și toți copiii, și toți învățătorii, și la pauză, și tot timpul, sunt obligați să vorbească cu el în limba ucraineană, limba statului, limba frumoasă, limba lui Trașăcencu. Dar e limba maternă ucrainilor. Ei să o vorbească ca limba maternă, noi vorbim ca limba de stat. Ei, asta iau deja în dealul, vă spun eu. Acum vreau să rog pe distinsul nostru coleg, istoricul, ziaristul, scriitorul, publicistul, Dumitru Covaciuc. Mă gândeam că așa e o situație de tragică, că va ajunge Popa Pițu să facă prohodul limbii române aici, dar nu e așa. Situația ne-a întâmpinat frumos, bună voință, și îmi pare rău că vorbiți la drept cuvânt despre marele om Vatamanu, dar nu știți că a mai fost un om la fel de mare, care timp de 50 ani a fost unul dintre cei mai mari animatori culturali din Covini, Grigore Fantazi, născut la Costiceni, în 1872. A venit la Cernuț în 1959. Omul ăsta a fost și poet, și actor, și scenograf, și coleg, coregraf și
pantomim, sau cum să-i spui, au fost atât de mari. Pentru că în 1912 a fost chemat din Franz Josef la Viena, la Curtea Imperială, să pună niște spectacole. N-a mers, că erau ocupat la Cernăuți. Scriau zeari în Germanie, evreiești, ucrainești din Cernăuți, că românul ăsta culminează peste tot. Atât era de omul ăsta de talentat. Grigore Pantazi. El a pus coreografia la opereta lui Ciprian Corumbescu, Crainov, și la Morsio Cărlană lui Tudor Flondor. A fost un mare luptător naționalist. Nu știu cine au fost părinții lui, cum din costricenii care erau în Imperiul Rus atunci, a trecut în Bucovina Austriacă, acolo a terminat Facultatea de Drept, dar să știți, v-ați putea mândri, să știți cât mai multe despre acest om care i-a fost. Eu, ce am spus lui Costriceni în ultimii ani, am făcut rățușii lui Zinaida să mă chină rotoare. I-am scris bubocei, gândăcei. I-am trei cărți am redactat. Și cum am dus de la zorile? N-am mai sunat niciodată să mă chină rotoare. Să știi dacă mai trăiesc sau nu mai trăiesc. Așa că Costriceniu știam cum îl cheamă Tănașul Mitrofan, cum îl cheamă pe Broscoieșul tare. Deci am făcut și asta. Am încurajat o femeie care avea copii bolnavi și trebuia să-și spună și ea undeva păsuind. M-am uitat eu azi undeva și am văzut că și în perioada austriacă, în Bucovina istorică, de la un anul școlar, 1897-1898, s-a început tot practica asta a claselor paralele. Și s-au deschis clase paralele la Mihalcea, lângă Cernăuți, era școală românească, la Cuciuri Mare. Și se facea așa, ca în clasa paralelă ucraineană să meargă de la suta de locuitori, de la 8 la 12 copii, la suta de locuitori români, de la 3 până la 5. Ia uitați-vă azi. Se vorbește românește azi cu ciuri mari? Mihalcea, lângă Cernăuț, când ne-ai spre Storojnesc, primul sat pe dreapta, e sat românesc astăzi? Ceavorul. S-a deschis clase paralele în 1902. Mare lucre s-au dat, dar totuși s-a reușit. Ia uitați în orice enciclopedie românească, fie chimie, fie fizică, fie literatură, istorie. Cei care au făcut școala, care s-a deschis în Ceahor de 1870 până în 1908, românească, fără, îi găsesc în orice enciclopedie. După asta, nu găsești niciun ceahorean cu studii care au făcut. Noi am reușit, dacă ții minte, amândoi, aveam o clasă de 11 copii la Ceahor. Era 90 și ceva. Până noi am ajuns, directorul a spus, nebudeți, citeți-te, nebudeți și copiii. Dar părinții au votat mai târziu la adunare. Nu s-a putut face, dar din clasa 5-a până la 11 se preda obligatoriu limba și literatura ucraineană. Indiferent, vrei, nu vrei, ești ucrainean, ești român. Până n-a murit Mircea Bolovaci. Era un om care... Deci se poate așa face. Unde am fost noi? La Marșiță, se predă în clasele mari, clase paralele, voluntar, în facultate evrei, la orele astea. De ce nu s-ar face să învețe copiii ăștia limba? Măcar o oră, două săptămâni astea din clase paralele, doar acasă vorbesc altfel, nu? Vorbesc în limba... Eu nu știu, și la urmă știți cum o să iasă. Eu știu pe Vladimir Filimonovici, care cânte ciocârlia. Așa o să iasă de limbă, că la urmă eu să cânte coromâinte din struna. Vedeți? Auziți, nu faceți, noi toți am terminat în limba noastră. Știu, am terminat la Poruna și eu și dumnealui. Și râdeau de noi colegii când am dat la facultate, cum vorbeam de rusești. Râdeau. Dar am răzbătut, am învățat, o limbă se însușește. Știu că odată, în 1990, am fost trimis într-un sat unde Cernăuți
să particip la fondarea unei filiale a Societății pentru Cultură. Era ziua înălțării Domnului. Era joia unde se vorbea numai rusești. Era ziua de joi. Și fiindcă școala era experimentală cu limba rusă, am făcut filiala, s-a ales președinte și ne-am dus la domn director, care era profesor de rusă și doamna tot de rusă, și nu ne s-a dat voie în casă, la masă, la un bar de vin, să vorbim românești, că era ziua limbii ruse. Astăzi, numai în cap la o mișcare românească. Vin și-s mai român. Spune limba rusă. S-a dus. Bine că o știm. Bine că o putem citi. Ia că ați vorbit despre Hurmuzache. Ce spunea George Hurmuzache despre el? Niciodată o națiune nu s-a înălțat la o treabă însemnată de cultură, care au cercat aceasta primirii unei limbi străine și nu prin limba sa maternă. Niciodată acolo cultura nu a putut străbate în popor, ci a fost numai privilegiul unei minorități, iar poporul a rămas incult, ignorant, sărman, băgat în seamă, desprețuit de către semințiile cele cu limbă cultă. Naționalitatea unui popor, individualitatea sa genetică, osebită de alte seminții prin limba sa maternă, este atât de veche ca și popoarele. Dreptul de a-și conserva și cultiva naționalitatea care culminează în limba maternă este o lege sfântă a naturii, principiul triumfător al civilizațiunii moderne. Știți dumneavoastră că pe acest teritoriu, de la 1713 până la 1806, a fost un pașalet turcesc, o raia turcească. Deci dumneavoastră n-ați făcut parte din corpul Moldovei. Că după înfrângerea rușilor la Stălinescu, Dimitri Cantemir, deci, a doilea an s-a pus în Moldova stăpânirii fanariotă, iar rușii au luat hotin, asta a avut turcii, au luat hotin, cu sabii împrejurim, și deci 100 de ani, Salo Coseceni a avut parte din raiaua turcească. Ia spuneți dumneavoastră, s-a turcit macar un om, s-a lepădat de limbă, de lege. Nu avem așa exemple. Acum suntem 24-25 de ani și toți ne turcim. Toți ne turcim. De ce oară? Și am găsit la Valeriu Braniște un mare cărturar care a fost chemat pe timpul de Andrew Flondor să conducă, să fie redactorul publicației românești la începutul secolului 20 în Bucovina. Și scrie, de ce oare românii din Roșa și românii din Țețena își dau copiii să învețe limba germană, odată ce și la Roșa și la Țețena se școli, cum spunea pe timp, cu propunerea în limba română. Și tot el răspunde, lipsa de demnitate și să dezărească șefii, un fel de a te căciuli în fața șefului, se bată în bandă când îi vede, să te laudă. Deci, șefii sunt diferiți. Vedeți, merge un ministru, vine altul, merge Bauer, vine altcineva, merge Bauer, vine o preoteasă, totul se întâmplă. Dar noi trebuie să avem direcția noastră. Limba, noi am moștenit-o. Și noi trebuie să o lăsăm generațiilor care vin. Ce o să spunem mâine? Ce o să spunem mâine? Ca în poveste. A fost odată ca niciodată. Dacă ar fi, a fost odată un sat românesc Coseceni. Da? Și pe urmă, unii văd frumosul și-a salvează limba. Ea o salvează de peste drum. Memoria lui Bataman. Ăsta e făt frumos. Doamne, știu că nu se poate. La... Și cum sunt sate? Se mărit o doamnă din regiunea Rime sau din regiunea Sumă, când au găsit acolo flăcări, Ternopilea, dar vin într-o sat, mai găsești una care e undeva din Rictiță, sunt tot de acolo. Hai că mai ucrainescă clasă, la Băhărănești. Da. Sau la Copta. S-a asociat de 5 femei de răse, se duc la raion, no? Fac o gălăgie, mai te cheamă, te pun la punct, și pentru femeile astea, băi, dar ce nu te-a maritat acolo? Nu-i ceva. Lucrez asupra unor monografii de sate. Și știți, totdeauna școala, am terminat un sat, doua oameni ăsta. Lucrez acum la Friscăreni, am terminat
Odinești este un capitol, școala, nu poți să faci despre un sat. Deci școala când apare, are un uric, așa se spunea, din ființare, din fondare. Și acolo este statutul. La școală. Școala e cu limba asta. De ce se încalcă statutul? Școala e cu limba asta, de predare, așa. Iar apă. Deci, anul ăsta se împlinesc 200 de ani de când s-au înființat cele mai multe școli în actuală regiune Cernăuți, mai ales partea Pribosie, Strojnețul, orașului, de aici s-au deschis la 1816 foarte multe școli germane, pentru coloniștii aduși în Bucovina. Dar, la trecerea câtorva ani, au străit și-a dat seama și au făcut școli de trei clase triviale, puneau pe lângă aceste școli germane. Deci stăpânirea, dacă este, și astăzi sau oameni stăpânirii, își dau seama că ceva trebuie să facă acest popor. Și mă gândesc eu două extreme. Tot vrem pașapoarte românii. Stăm sub un frumos, încă am lăsut ceva. Dar aici de copii așa. Ia spun, doamna consul, când vine și la pașapoarte, ia o foiță, unde învață copilul ăsta. Nu are nevoie de limbă, nu are nevoie de pașapoarte. Păi copii, păi limba trebuie să o știți. Eu am terminat limbi străine. Dar consider că de viață am fost un rob al limbii române. Am tradus manuale. 27 manuale am făcut pentru școli. Alea am tradus, nu le-am scris eu. Deci asta e o muncă. E o muncă. Ziaristică. Cred că am la 60 și ceva de cărți. Folclor, basme, povești. N-am ajuns cu cărțile mele aici pentru că n-am avut druge și n-am luat și nimic. Dar nu uitați. Îmi pare că nu uitați cum v-a învățat mama când e de lagă. Nu uitați că v-ați încreștinat în limba asta. Nu uitați, vi s-a pus un nume frumos de limba asta. S-a cântat cânci de lagă în limba asta. Și nu uitați că în ziua de 100 de ani, Străiască și Popa Aurel, tot în limba asta v-a dus și mai la mare. Dar mai este la aici. Președinte, directorul acelui institut, Eugen Popescu, și pe care noi, iată, difuzăm aceste cărți, le distribuim prin școlile din regiune, conform unui protocol de colaborare semnat între centrul nostru și acest departament în anul trecut, atunci când am deschis acest centru. Totodată vreau să spun că acum, cu prilejul împlinirii a unui an de la împlinirea centrului, la 15 mai facem a doua paradă a portului popular pe strada fostă domnească din Cernăuți, așa că aștept de la școala dumneavoastră măcar 50 de copii în costume naționale frumoase cu întreaga orchestră, orchestra lui Șeremer în frunte, să treceți pe strada Comănească, nouă dintr-un capăt în altul, în costumele voastre frumoase și lasă-mi admire cu toți. Dar și fanfara de și fanfara de tot ce-mi fără. Fanfara de ce-i trecut. S-a vorbit așa de mult, dar trebuie de înțeles că domnii poeți, scriitori, ei sunt, au boala limbii, toată viața trăiesc în toată limba. Scriu, povestesc și în sfârșit v-am văzut și pe dumneavoastră și am văzut să povestească totul. Mă gândesc ce a rămas și vă mulțumesc din suflet doamnei directoare și colectivul pedagogic că s-a avut bunăvoință să ne primiți și mare răbdare să ne ascultați. Mulțumim! Să ne mai invitați, suntem gata întotdeauna să venim. Drept că vor fi în cărți. Dar noi cărți, nu știu dacă domnul academician v-a invitat, este o librărie la Cobuleanscă, numărul 9, cărți super în limba română. Și la istorie, și la literatură, literatura clasică, pentru copii, pentru clasele mici, din Moldova, din România, tot, la un preț de sine cost, maică de sine cost. Deci vreau să vă mulțumesc pentru biblioteca școlii. Pentru biblioteca școlii. Și reviste. Mulțumim.
Deci vreau să vă spun că s-au spus deja 5 ani de când am avut o luni de vedere de suflet cu scriitori de Moldova în sala de festivități, cu președintele românilor de Predichinde, cu consul Moldovei și a României în Ucraina, la Sfântul Nicolae. Am avut plăcere să primim așa un cadou, cel mai de preț cadou, un pachet de cărți. Fără cuvinte, știți? Și probabil tot vă cer plăcere acum de primim la dumneavoastră. Am vrut să vă spun că și părerea mea despre ceea ce vorbesc părinților în privința plasului cu limba de predare ucraineană. Știți, le spun așa că eu am învățat limba română. Mi-am trecut studiile la Cernăuți pe anii când, anii 80, când doar 15 minute erau noutățile la televizor în limba ucraineană. Și atât. Dacă am avut dorință, am făcut studiile la nivel, în limba ucraineană. Deci, principalul copilul să aibă dorință de carte. Și drept, am întâlnit greutăți primul semestru. Pe când copiii dumneavoastră, 10 ani nu întâlnim în greutăți. Pentru că îi gândesc în limba romană, în limba română, și apoi fac iată această traducere, devine foarte greu. Eu personal citesc în clasa cu limba de predare ucraineană și cunosc lucrul acesta. În schimb, nu putem schimba nimic. Părinților, părintele au testat părinții cândva, iată, am fost așa o clasă experimentală, care acum e clasa 8-a, au testat și au dobândit dumneavoastră acest lucru. Eu, venind directoare, m-am implicat în acest lucru și am spus doamnei instructoare Ludmila Rodaru, că Ludmila Nicolaevna, vreau ca în clasă prin predare ucraineană să citească română în tocmai tot același număr de ore și după același program ca și în clasă prin predare ucraineană română. Le spune că nu cred să izbutiți. Programul este program. M-am adresat la departament și am dobândit. Am obținut aceasta și am spus, doamnă Ludmila, am să am plăcere dacă copiii din Costiceni în aceeași clasă cu limba de predare ucraineană, dacă să recit testamentul lui Șevcencu în limba română și o să-l cunoască, atunci o să fie bravă. Că eu l-am învățat cândva în clasa 7 și l-am memorizat și-l știu și în ziua. Și iată, mi-aș dori foarte mult aceasta. Ce zici tu? Putem dobândi noi partea noastră și fiind genoa. Vasile, copilul tuturor mamelor. Soție, preasnă, bun. Numele meu, dar... Că e american, că e... Că e moldovan, că e... Nu e ucrainean, nu e ucrainean. Că nu e ucrainean, că nu e cert. Că eu m-am sunat.